Salutare, oameni buni din studioul din București al Columna TV. Sunt Boris Nicolov și vă invit la discuția zilei, discuție în cadrul căreia împreună cu Sebastian Rusu. Salutare, Sebastian! Salut, Boris! Mă bucur să revin alături de tine după o săptămână incendiară cu știri interesante. O săptămână plină de, caracterizată de scandaluri. Două scandaluri care au bulversat și media și spațiul politic, dar scandaluri din nimic. Dar am să încep întâi cu un scandal care, din punctul meu de vedere, este extrem de jenant și care a dus până la urmă la un atac la democrație, la dreptul de opinie. Săptămâna trecută, într-o emisiune, Elena Lasconi a afirmat: eu sunt creștină, sunt ortodoxă și consider că familia este formată dintr-o femeie și un bărbat. Am încheiat citatul. Mamă, ce mai vaiet, ce mai zbuciu a pornit pe aici. A exprimat o opinie, o atitudine, fără a condamna în vreun fel, ba chiar a completat că nu am nimic împotriva celorlalți. Mă refer la minoritățile sexuale. LGBTQ. LGBTQ, cum și așa, și așa mai departe. Dom'le, toți useriștii, asta este interesant, toți useriștii au să năvăli pe ea, dacă vreți, confirmând că ideile care îi guvernează sunt astea, anti. Bun, dar ce e grav? Deci ea era prima pe listă la europarlamentare. O femeie simpatică, dacă dați imaginea, vă rog, din studio, o femeie simpatică, plăcută, comunicatoare, nu un politician cu experiență, dar care a scos din faliment un orășel. Mic, nu e ca Sibiu, dar mic. Da, adică, uite, sincer, acum Elena Lasconi a venit într-o campanie electorală atipică, în plină pandemie, și chiar a venit cu un plus de imagine pentru USR, care acum, să zicem, 3 ani, se scăldau în alte ape, mai puțin tulburi decât se scaldă astăzi. Era și un trend pozitiv. Da, era un trend pozitiv și eu l-a avusese pe Dan Barna, care, serios, a fost un candidat cu mințel în alegerile prezidențiale din 2019. Chiar arăta că ar putea să devină o a treia forță politică, dacă nu mă înșel, chiar a doua, în următorii, să zic, nu mergem pe cincinale, în următorii 10 ani, să spun așa. Da. Iar Lasconi totuși a avut curaj, jurnalist, 25 de ani de media, adică a lucrat la o importantă televiziune din prime time, da. Pro TV, s-a dus la un oraș care cândva era perla industriei auto, unde era Aro Câmpul, la Câmpul Lung Mușcel, un oraș falimentar, fără industrie, fără turism, dar aflat într-o zonă pitorească, cum este și astăzi. Zona Argeș, Câmpul Lung, spre Bran Rucăr, coridorul acela. Și să știi că până mai anul trecut au fost numai știri pozitive despre Elena Lasconi. Bine, și ea știu să-și facă campanie. Da. Mai făcea, nu știu, mai curăța un brad, un trotuar, mai o bancă, aia, bun. Ce poți să faci într-un așa, oraș? Am, acum o lună jumătate, mai discutat cu altă invitată componența, mă rog, este o schiță a următoarelor listelor pentru alegerile europarlamentare din iunie. Nu, era anunțată ca... Da, domne, era anunțată, dar... Da, părea ceva ok. Chiar am și zis, uite, domne, Elena Lasconi, un primar care cât de cât a avea rezultate... Deci, cu fusta ei metaforică, îi trăgea cât de cât îi acoperea pe Barna și Voiculescu, Boris, care au o imagine... Oricum au probleme useriștii și spun de ce. S-a rupt... Nu useriștii, USR-ul. Pardon, USR-ul, da, USR-iștii, USR-ul, dar au o problemă că din ei s-a rupt reperul domnului Cioloș și au mai plecat niște oameni. Păi nu, că aia veniseră ca și, mă rog, paraziți. Nu îi fac paraziți, da? Hai să fim serioși. A fost o lovitură de imagine pentru ei, serios să spun. Au pierdut și în exterior, în Parlamentul European, dar au pierdut și la noi din grupul parlamentar și contează în ecuația parlamentară. Și deja lume sonore au plecat. Păi au plecat, bun. Și Lasconi, în opinia mea, ca cetățean, că nu va facem analize de mare rigurozitate politică, vorbim pentru oamenii, da, e discuție liberă, mă rog, chiar liberă, dar nu discutăm orice fel de prostii, dar
E o pierdere mare și spun de ce, fiindcă era, era o locomotivă electorală, o femeie care dădea bine, o prezență tonică, da, nouă. Și, nouă, exact, și nu prea avea ce să-i reproșezi, acte de corupție sau știu eu ce. Până da. Când doamna s-a dus, acum acestea s-a dus. Sincer. Da, până la mă, eu... Boris, hai să da. Fim serioși, trăim într-un, să încearcă să ni se impună o lume distopică, da? Similară, nu vreau să merg să ne zic că nu sunt conspiraționist, romanul 1984 de George Orwell. Mai la asta mă gândeam și există, da? Da? Ferma animalelor există, deci nu sunt conspirații pentru CNA, că trebuie să ne justificăm. Doamne ferește, bat și în lemn. Mă întorc la subiect. Deci, femeia a spus un adevăr, da? Familia... De punctul e o da, opinie. O opinie. O opinie. Opinie, bun, este o opinie, nu mai e un adevăr acum. Ok, sunt de acord cu tine. Dom'le, da. Totuși, în propriul partid sau pui la stâlpul infamiei, să-i dai cu bolovan, nici măcar cu cărămizi. Ea e acuzată de delict de opinie. Da, adică... E că nu ai voie în partidul... Și s-a dovedit de-a lungul timpului da. Că de asta și Nicușor Dan a plecat. Da, da. Ce mă intrigă că aveam o părere bună despre Drulă. Da, Drulă, scuză-mă că nu îi zic de-aia de basculă, da... Dar, dar totuși modul în care a forțat-o să se retragă după listă, adică ce să înțelegem noi? Că dacă oamenii ăștia se vor întoarce din nou la guvernare, Doamne ferește, spun, da, ne așteaptă ce ne așteaptă? Vremuri tulburi? O nouă prigoană? Ce ne așteaptă? Știi care e chestia? Pămâne acum. Ce mă întristează pe mine, Sebi, în 2016... Ei au apărut proaspăt pe scena politică națională da. Și așa mai departe și erau un curs de formare a structurilor. Noi privem cu simpatie, și cu interes, cu speranță. Să zice, băi, tineri, școliți, mulți dintre ei școliți cu școli făcute pe bune, da. Pe afară, da, școli serioase. Cunoaștem, da, și... Băi, și... Într-o dată, cu timpul ei, n-au mai... Sperăm ei ca ei să fie soluție. Dar de parte, mi se pare că au devenit o problemă. Nu știu dacă neapărat au venit o problemă, da. Dar știi cum sunt, nu vreau să fac o digresiune istorică, dar sunt cumva cum erau comuniștii ilegaliști din Internaționala a doua. Adică cine noi cu mine e împotriva noastră, e adică împotriva cumva noastră, sunt da. Virusați. Da. Știi care e problema? E de un talibanism. Da, adică într-un fel e bine că se arată fața asta, ca să mai vedem încă o dată. Da, să vedem. Este mulți care am crezut în ei, ca schimbare, ca... Da. Orice, exact, venea un suflu tânăr și până aveai perspective. Adică, uite-te, Cozet Chicărău, care a făcut niște lucruri. Și acum, mă rog, s-a retras de USR și am înțeles că o să candideze independent alea și are șanse, în opinia mea. A mai fost o domniță care mi se pare că a fost tot așa, a fost parcă pe partea lui Cioloș, s-a retras la Bruxelles. Mă rog, aia era cu comunitarismul, dar o foarte bună arhitectă, o femeie care e foarte apreciată. Oana Bogdan, dacă nu mă înșel. Da, o tipă foarte bine mobilată intelectual, care, mă rog, a spus treaba aia. Și echilibrată. Aia, da, și echilibrată. Și după ce au sărit talibanii toți în cap, s-a retras femeia și își vede treaba aia la Bruxelles. Dar hai să spun o chestie. Bun, sunt de un talibanism și un extremism de anumit gen. Da. Mai avem un partid de extremism? Aur. Da, bine, hai să... Băi, hai să fie bine, au două litere comune, U și R. Da, da. Hai să spunem că nu chiar, hai să spunem că nici alții, nu? Da. Să nu vreau să cred că nu sunt extremiști aia care știm noi, mai mult sunt pe zarvă și pe gălăgie, dar băi, au cenzură internă, hai să nu, au, băi, nu mergem. Da, că... care e diferența între ei și Aur? Hai să fim serios. Păi niciuna. Spun care este. Poate că au citit mai multe cărți decât marea majoritate a auriștilor. Cu toate dacă ne uităm pe listele de candidați europarlamentari la Aur. Stă bine Aur. Wow, dar ce bine. Stă am bine. Analizat săptămâna trecută cu Raluca Boboc și nu, chiar stau, am rămas bine. Surprins. Stau bine. Au trei profesori universitari, deci, avocați de prestigiu. Păi iau oameni cu imagine. Da, da. Bun. Dar ce m-a intrigat, mă întorc aici, te rog că uit ideea. Dom'le, eu înțeleg că acum Dumnezeu... Sau cum să zic, creatorul, cum să zic, Dumnezeu poate ființa să mă... supremă. Ființa supremă, deci ființa supremă, când ne întoarcem la Revoluția franceză, nu știu cum, da. Mi-e și frică să mai vorbesc sincer. Da. Deci ființa supremă ne dau niște părinți, da? Sau nu ne mai dau? Că nu ne alegem noi părinții când ne naștem, da. Sau nu ne mai naștem. Da. Mă rog, ființa supremă, cum decide, OZN-ul, cine ne aduce, da? Dânsa, doamna Lasconi, eu nu critic pe fiică sa, că nu sunt eu măsură. Da, nici nu vreau să nici nu sunt medic, nici nu sunt, n-am nicio... E o problemă în familie, au avut o problemă.
din copilărie. S-a revărsat aiurea în public, da? Pe lângă că a ieșit cu niște lucruri nocive, dar atacându-ți propriul părinte. Hai că, mă rog, asta că i-a distrus cariera politică, nu cred că i-a distrus cariera politică. Dar nu poți să arunci cu noroi în public, în propriul tău părinte. Bun, rău. Sunt lucruri care le rezolvi. Le faci în familie. Eu spun că nu apăr. Mie, a fost grețoasă. Deci și presa și toți care preleau acum așa. Nu băgăm în seamă. Nu băgăm în seamă. În fine, dar știi care a fost cel mai amuzant lucru? Hai că spun că mi-am notat aici. Spune, te ascult. Cea mai tare a fost reacția lui Clotilde Ormond. Da, care în urmă cu câțiva ani, acum 4 ani, încerca să racoleze anumiți oameni în USR pe motiv că sunt prea mulți progresiști în partid și prea mulți LGBTQ-iști. Declarația unui istoric, Madeleine Hodor. Sau Honor. Hodor. El a publicat-o astăzi. Băi, tu, Clotilde, vorbești? Și mai a apărut o chestie cu o minciună lansată de Seidler, unul din... Cu sănătatea, da, da. Care vrea să ne omoare. Și că, după ce... Ieri Drulă i-a zis că i-a cerut Elenei Lasconi, retrage-te de pe listă. Și acum Seidler spune, Elena Lasconi a luat dânsa decizia de retragere, nu la unei dispute în cadrul familiei, care, mă rog, s-a derulat în mod regretabil spațiul public. Am încheiat citatul. Băi, ești nebun? Forțat. Distorsionează realitatea cum le convine lor. Păi, dar am învățat și chestia asta după niște ani de parlament. Cât? 8 ani de parlament. Păi, Boris, în 8 ani de parlament am învățat și de la stânga și de la dreapta. Dar ce mă intrigă pe mine, oamenii ăștia vor veni cu tupeu, deci cu vopsi gardul înăuntru leopardul și ai să vezi că vor veni neprihăniți. Bine, așa sunt toți fete mari la înainte de alegeri. Da, da, vezi când tu vii pe anumită că i-au venit atunci, au profitat de, mă rog, copia Dragnea cu iliberalismul ăsta care a apărut în... Dar ei sunt mai liberali, după modul cum pleacă lumea cu scandal de acolo. Sincer, mie mi-e frică de oamenii ăștia și spun ce știu. Am o teamă când vorbesc, că de obicei eu nu mă tem, în afară de Creatorul, că nu pot să mai zic Dumnezeu, sunt Creatorul Suprem, Ființa Supremă care, așa... De ce să-mi fie de altceva teamă? Dar oamenii ăștia chiar dacă ajung la butoane, ăștia chiar au planuri în ghilimele și nu-i conspirație. Vrei să spun ceva? Am citit-o după Facebook. E o vorbă. Va veni o vreme când celor inteligenți li se va interzice să vorbească ca să nu-i jignească pe aia cu capacitate mai redusă de gândire. Să fie cum zici tu, dar... Da? Păi să mai analizăm în viitor, în următoarea perioadă de timp, cred că vom mai avea surprize pe eșichierul. Deja simt că minoritatea dictează agenda zilei. Să știi că eu n-am nimic cu ei. Nu mă refer minoritatea la modul general. Ok, nu, la modul general. E treaba lor ce fac acasă. Da, domne, acasă, dar nu spațiu public. Și cum le place și ce treaba lor, niciunul nu judecă și nu judec. Doamne, ferește că acum asta e. N-aruncăm cu noroi, fiecare face ce vrea cu... Cu viața. Dar nu o spune public și nu-i forța pe alții. Asta e problema principală. În casa ta faci ce vrei, tragi oblonele și aia. Hai să trecem la un alt scandal în media. Băi, nene, m-au amuzat niște postări. Așa. Viața mea e cash-ul. Cash versus card. Băi, nene, după ce săptămâna trecută Curtea Constituțională a dat undă verde noilor măsuri fiscale, pentru care premierul Marcel Ciolacu și-a asumat răspunderea, românii au observat că nu mai pot face tranzacții cu bani cash mai mari de 5.000 de lei. Există limite 5.000 de lei pentru diferite tipuri de plăți între persoane fizice. Până ne și de aici toți, bă, ne ia cash-ul, ne urmărește, ne nu știu ce. Bă, nu zic bani. Măsura este abruptă. E anticonstituțională, să știi. Dar nu impune. Păi stai puțin, nu că nu impune aici... Eu nu l-am acuz premierul, clar că nu e făcut să fie premier domnul Ciolacu. Nu vreau să jignez, nu nimic. E clar că l-au păcălit. Sau a intrat l-au păcălit ministrul de finanțe și a intrat în capcana asta. Ministrul, pardon, de finanțe. Da, bun. Cash-ul este proprietatea omului. Hai să fim serioși. Da. Azi ți-a și cash-ul, mâine ți-a și proprietatea. Hai să ți-o spun. Băi, e un punct de vedere. Eu spun că cineva din lumea asta, care vrea să fie ființa supremă, a spus așa... Veți fi liber când nu veți mai avea nimic. Omul ăla există și nu e conspirație. A scris cărți, are o groază de discipoli. Mai este un istoric, nu o să-i dau numele, care a scris în Homo Deus, o carte care a fost bestseller, să vinde și astăzi. O să o vezi peste o săptămână la Gaudeamus. Eu nu sunt conspiraționist, domnilor, nu este putinism. Încă o dată vă exprim.
Acum că se exagerează, se exagerează, dar da. Va veni măsura asta, dacă vrei, ai oficiul de spălare a banilor, da. Ai ANAF. Întărește instituțiile. Întărește instituțiile. Lasă 1.000, 9.000, că nici și pe mine mă afectează. Uite la mine la țară, cum plăteam? Am avut niște lucrări de făcut. Și ce evaziune fiscală? Maică mea poate vrea și ea să-și ia nu știu ce. Nu poate să lucreze cu cardul, crede-mă. Și acum ai văzut ce au făcut băncile? Că nu știu azi dacă a rezolvat problema. Suprataxează la orice scoată. Ce o bancă, una cea mai bancă, singura bancă românească din sistem a anunțat că nu majorează niciun fel de taxe și caută soluții pentru oferirea de facilități pentru cei cu conturi, cu carduri. Mă rog, în fine. Mă, acum sincer. Eu personal, 80% din plățile pe care le fac pe la 80, chiar 85%, le fac cu cardul. Cu cardul, cu diferite dispozitive, aplicații și așa mai departe. Mie e mai confortabil, așa, dar am permanent cash la mine. Sincer, am cash și acasă. Stai liniște să-ți mai spun o chestie. Tu ai dreptate, dar eu zic așa. Nu am ciolacul. Băi nene, e foame de bani în stat. Sunt organe, nici nu mai au bani să plătească salarii și... Da, hai să spunem pe aia. Suntem în hasna. Suntem rău de tot. S-a văzut și cu dăm 16%, acum la pensii mai dăm 13%. Sunt două posturi TV, nu dau nume, cu doi moderatori care s-au specializat pe pensii și au... Eu în opinia au, retorică. Au și retorică, dar cred că au venit pe temă bine propusă să-i țină pe oamenii ăștia de vârsta a treia, în ghilimele, seniorii, mă deranjează. Captivați. Să-i țină captivați cu inima, aolo, ne mai dă, ne mai ia, nu știu ce, bun. Și a zis, ce a zis băieții de la Bruxelles, de la Comisia Europeană, în ghilimele, da? Că nu sunt anti-europeni și nici niciodată pentru CNA sunt ok, domnilor. Dar lumea trebuie să înțeleagă niște lucruri. Este așa, domnule, românii au proprietăți, sunt proprietari și au o sumă mare de cash. Băncile ce vor? Vor să ia cash-ul, să-l atragă și să mărească, să tragă prin comisiune, să prospere, normal că trebuie să prospere. Și profiturile nu rămân în România. Nu e o vină că statul român e slab, da? Nu acuz că profiturile sunt transfrontaliere și transnaționale. Ok, oamenii ăștia dă în politică. Lumea trebuie să înțeleagă că iau toți banii în paradisuri fiscale. Nu mai poate ciolacul că nu are cash sau nu știu ce. Dar știi cine câștigă de aici? Fostul premier, generalul Ciucă, care a spus, domne, cash-ul trebuie revenit la forma exact inițială. Și va câștiga procente electorale. Bă, dar de ce n-au observat atunci când era la răspunderea, când și-a asumat răspunderea? Abia acum s-au trezit, nu știu. Parcă așa a fost cineva. Bă, ușurel, ușurel. Păi, pe mama lor, vorba galeriei. Nu știi prea bine, ești om trecut în viață și ai experiență mult mai multă decât am eu și reiterez în emisiune, da, la tine, au consultanți. Fiecare om politic care se respectă are o strategie. Păi că a fost o strategie. Că mai spun o chestie. Că n-are treabă cu cash-ul, dar are treabă cu oamenii de la țară. Bă, oamenii da, care da, mă aducesc, într-adevăr, hai să ți-o spun, mai și crește mama, și el un porc. Și mama, doi, Dumnezeu să-i dea sănătate. Doi porci acolo, trei, duci carnea să n-aibă trichineloză sau alte alea. Mai vin și tu un porc, mă refer de porci ăștia. Mai sunt oameni care cresc, mă, și nu-i cresc în condiții nasoare. Dar periodic revine tema asta cu porcul. Păi stai să vezi, da, dar era dăduse o lege până în SVA-ul, Ministerul Agriculturii, să-i și interzicea. Nu mai puteai să vinzi. Da. Că, mă rog, cu pesta porcină, nu zic că nu există, dar la noi, bravine, ba vine gripă, dintre între luni gripă aviară, ba pestă porcină, bă, dar două dracu toate, numai în România, dar în alte părți nu sunt, ca să ce, să distrugi bruma la țăranul ăla care are ce mânca. Bun. Și ministrul ăsta, mă scuz că nu-i rețin. Nu contează. Ba, ar fi trebuit să rețin că eu sunt apropiat de rulal, ai văzut că eu am alte afinități. Și eu sunt locuiesc la țară. Și, mă rog, m-am reîntors la niște lucruri de bază pe care le-am făcut și în copilărie și sper să le fac în continuare. A revenit. Oamenii pot să mai vândă de preajma sărbătorilor porcul, care mare, un porc cu tot ce trebuie, adică cu analiză. Hai să fim serioși. Pe bune. Acum nu pe bune. Bă, vino. Băi, omule, crești un porc. Da, bun, perfect. Cheamă medicul veterinar. Da, exact. Fac un test. Nu fac un vaccin. Dă un corect. Da, iartă-mă. E 10, 15 lei, 20, 50 de lei un vaccin. Protaliază-l și gata. Da, bun, și exact. Bun, așa trecă și cu chiar. Și hai să fim serioși. Am luat porc de la țărani. Bă, are alt gust, mă. Păi eu ce spun? Are alt gust, mă. Și hai să trecem la ultimul subiect, că uite, cronometru. Da. Așa. Păi, au fost un subiect care ție ți-e drag și mie mi-e dragă surioara noastră mai mică. Alegerile din Republica Moldova. Da. Am scris 10 ani pe subiectul ăsta, să spun că am fost și prin Moldova, cunosc în mare... Ai și studiat pe acolo. Da, adică nu pot să zic că mi-e străină Republica Moldova. Au fost, deci ăsta e primul mare test pentru Partidul Acțiune Solidaritate al doamnei Maia Sandu și pentru guvernarea de la Chișinău. Au fost alegerile locale.
Până la urmă, sincer să fiu, nu e o surpriză, nici pentru mine, nici pentru tine, nici pentru oamenii care cunosc situația geopolitică de Moldova. Adică Moldova rămâne fărămițată, să spun așa, în trei zone mari pro-ruse, să zic așa, dar nu vreau să crezi că sunt e chiar propaganda aia care era, mă rog, în vremea lui Dodon sau în vremea lui Plahoniu. Nu, mă rog, rămâne zona nord, zona cu municipiul Bălți, da. Avem și o hartă, mai avem zona centru cu Chișinău, unde Chișinău... Aia galbenă? Da. Nu, galbenul, Chișinău este cu verde. Galbenul, tot ce vezi, zona, deci zona de sud... Nu, păi, Chișinău, ăla cu verde este Manu. Și ăla cu roșu este Pasul. Ăla cu galben e Pasul. Deci Pasul. Deci, așa, și mai e regiunea autonomă Găgăuză, unde într-adevăr este pro-rusă. Acolo nici nu. Dacă ne uităm pe hartă, o să observ că practic se respectă anumite linii directoare geopolitice. Adică vezi nordul, partea regiunii autonome Găgăuze și cu Chișinău, care au mers votul clar către candidații partid de la PSRM, Partidul Socialiștilor de Republica Moldova, de orientare comunistă, mai e partidul nostru care a fost creat tot de comuniști. Da. Așa, și mai este o problemă în Găgăuzia, unde, mă rog, la Basarabeasca și în zona Taraclia, cea dârlunga, unde sunt partide fantom în ghilimele a lui Ilan Șor. Știi că Șor. Da, da, da. Așa, până la urma urmei, pentru Maia Sandu, părea mea, și pentru guvernul de la Chișinău, ar trebui să fie un semn de întrebare. Eu, sincer, am susținut-o, dar în ultimul timp am rămas cu un gust amar, fiindcă Pasul nu a făcut nimic ca reformă pentru cetățenii de Republica Moldova. Doamna Sandu a mers pe o linie dură. Mă rog, a fost și problema asta cu regiunea transnistreană, cu războiul din Ucraina. Dar, Boris, nu zice nimeni că nu e un război hibrid și o propagandă pro-rusă în Moldova, dar nu poți să mergi numai pe o politică dură pe treaba asta, fără să dai și reforme economice. Cu justiția a mers pe partea asta, astfel încât pentru un om care cunoaște niște realități, nu poți să mergi pe experiment. Ce a greșit? Poate a greșit. Cum spun, deocamdată să vedem centralizarea la nivel național. Da, bine. Da. Și atunci avem o oarecare imagine. Sincer să spun, din ce vedem pe era predictibil. Da. Cert este că la Chișinău, hai să zicem, primarul Ceban a câștigat pentru că are și popularitate, a făcut câte ceva în Chișinău. Da, și este văzut bine și în afară, și în România, dar și în Bruxelles. Da, păi PSD-ul e alături de el și da, s-a europenizat și el, adică din ce era perceput și poate pe locul mai e perceput pro-rus. Mai spălat, mai ales clizisit. S-a mai spălat și a mai scuturat vechii oameni și sunt foarte apropiați ei ca și relații cu PSD-ul și exact. Foarte multe primării din PSD sunt înfrățite cu primării de-a. Eu nu vreau să merg să exagerez că până la urmă nu e, adică încă o dată reiterez, există un război hibrid, o propagandă, dar nu poți să mergi numai pe metoda asta, să închizi totul la grămadă. Ok, l-a scos pășor, într-adevăr, cunosc problema, furt, dar doamna Sandu nu a venit. Cum recuperează furtul miliardului? Îți dau un exemplu. Păi cum s-a recuperat și la noi? În plan economic nu a oferit absolut nimic. Și să știi că la Chișinău nu merge cu telejustiția. La noi, la București, a mers. A încercat și doamna. În plan extern pozează bine. Are intrare la New York, are intrare în Mare. Și are. Este ajutat, a primit și o serie de investiții. Exact, nu se zice că nu e ok. Dar nu, eu cred că asta e o metodă greșită și asta e un prim test pentru ei. Vor urma parlamentarele și prezidențiale anul viitor. Acolo. Problema care este, zic eu, că ea merge pe un plan foarte dur, să zic așa, dar care... nu prea ajunge la sufletul moldovenului de rând. Nu, fiindcă moldovenul de rând e o specie aparte, adică are o filozofie de viață, un stil de viață cu totul aparte. E drept, e foarte ancorat în trecut el. Clar. Și este teamă de viitor. Are imaginea homosovieticus, imaginea unui tătuc, imaginea omului care le oferea totul. Ca și la noi, că și noi mai avem oameni ai fost pe Republica Moldova, te-ai plimbat pe acolo. Da. La sate? E groaznic, e mai rău. Se vorbește ce limba? Rus. Până în moment, bine, nu te resping dacă vorbesc român. Nu sunt primitor, dar și ei au o problemă că foarte mulți sunt plecați, deci au o diasporă. Au o diasporă. Au o populație îmbătrânită, da, în satele de Moldova și nici nu poate să schimbe, deci pentru guvernarea PAS, dacă vor să mai rămână, nici nu au cum să schimbe profilul agrar, să știi, viticol agrar. Dar trebuie să-l încurajeze. Asta e. Hai, și mai au o problemă, aici ar mai fi o problemă, dar asta, părerea mea, după ce se finalizează, se va încheia mai devreme un acord de pace cu Ucraina,
Trebuie reglementată problema asta transnistreană, fiindcă energia și industria grea este concentrată, special a fost concentrată. Dar nu mai are niciun control asupra Transnistriei. Păi nu mai are, dar... Și nici nu va putea să... Păi nu, oricum, e clar că se va conecta cu România aici, că n-are nicio șansă. Dar cumva nici zona asta nu poate să o lase în continuare înghețată fără un minim control. Nu neapărat în partea Republicii Moldova. Sunt curios ce se va alege de regiunea transnistreană, dacă se încheie, mă rog, cum se încheie războiul din Ucraina, va fi suspendat acolo, nu știu. Dar asta este unul din pintenul, acum sincer, care și a speriat pe oamenii de la PAS. Și cumva aici a trebuit și acum cooperăm, dar știu să jongleze. Dacă mișcarea, acțiunea națională a lui Ceban se europenizează și așa mai departe, până la urmă, nu e chiar atât de speriat. E de speriat pentru partidul ei, dar pentru România... Poate fi o partea de dialog, dar mai e o chestie, să o spun așa, că mi-a ridicat o minge la fileu. Ceban, dacă consideră, mă rog, cei din jurul lui, că... Da, e rost să candideze la prezidențiale, că Dodon e un cal mort. Plahonul deja e. Și nu știu ce măsură mai poate Ilan Șor, că aici Șor încă mai poate din Israel să mai controleze niște fluxuri financiare, că aici a fost o miză că s-au anulat niște alegeri din niște comune din Republica, din zona autonomă Găgăuză, că e regiunea autonomă încă a Republicii Moldova. Aici într-adevăr sunt niște candidați fantomă. Că știi că a fost o problemă, nici nu știu, sincer, n-am mai verificat dacă Bașcanul, Republicii, regiunea... De-o fi una, de-o fi alta, timpul să exprim. Ce o fi și pentru ei. Da. Oricum, lucrurile sunt de speriat pentru Maia, de îngrijorare, nu de speriat. E un test. Iar pentru noi, într-un fel sau altul, e bine că comuniștii ăia masivi nu au sărit de 10%. Nu mai, dar nu mai există comunismul ăla radical din vremea lui Voronin. Nu, s-au mai diluat. S-au mai diluat. Da. Ok. Mulțumesc, Ebi. Și eu îți mulțumesc și îmi pare că timpul a trecut. Da, așa este. Ok, stimați telespectatori, atât pentru astăzi. Ne revedem și până atunci fiți buni. La bună vedere!